De când a dat prima ninsoare, angajații firmei ce se ocupă cu dezăpezirea municipiului nu au mai avut liniște. Șoseaua București a reprezentat o prioritate de la primii fulgi de zăpadă. Cantitatea mult prea mare de precipitații căzută în doar 2 zile a făcut ca străzile secundare să devină impracticabile. După oprirea ninsorii, în numai 12 ore, municipiul Giurgiu a avut o altă imagine. În atenția angajaților au intrat aseară și străzile dintre blocuri. Potrivit directorului societății, s-a intervenit atât cu mașini cu lame frontale, cât și cu un număr de 90 de angajați care au dat la lopată de dimineață până seara. De vineri de la orele 18, când a fost anunțat intrarea în Cod Portocaliu, societatea noastră a fost pregătită și acționat în teren în vederea dezăpezirii din municipiul Giurgiu cu utilaje cu lame frontală și sărăriță. Deși în Giurgiu asfaltul este la negru pe strada principală, nu la fel este și pe străzile secundare. De altfel, acest lucru a fost semnalat și de conducerea primăriei, care s-a declarat nemulțumită. În replică, responsabilul cu dezăpezirea spune că orașul nu poate fi dezăpezit pocnind din degete. Sigur, vorbim de dezăpezire. Primăria și-ar dori ca zăpadă să nu mai existe deloc în orașul Giurgiu și toți locuitorii municipiului să beneficieze de străzi și trotuare la negru. Din păcate, datorită cantităților mari de zăpadă care au căzut în ultimele 3 zile, nu se poate face imediat acest lucru, dar muncim cu spor pentru a evacua întreaga cantitate de zăpadă. Meteorologia a emis cod portocaliu ce va intra în vigoare începând de mâine dimineață de la ora 6. Chiar și în astfel de condiții, George Rizea spune că locuitorii orașului nostru nu vor avea de suferit. În prezent, peste 150 de tone de sare, nisip și clorură de sodiu se află în depozitele firmei.